Geneza, Bereșit, capitolul 19 Cei doi îngeri au ajuns la Sedom seara și Lot ședea la poarta Sedomului. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ, apoi a zis Domnii mei, intrați-vă rog în casa robului vostru, ca să rămâneți peste noapte în ea și spălați-vă picioarele. Mâine vă veți scula de dimineață și vă veți vedea de drum. Nu! au răspuns ei, ci vom petrece noaptea în uliță dar Lot a stăruit de ei până au venit și au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă azime și au mâncat. Dar nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbații din Sedom, tineri și bătrâni, au încojoat casa. Tot norodul a alergat din toate colțurile. Au chemat pe Lot și au zis, unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Lota a ieșit afară la ei la ușă, a încuiat ușa după el. Și a zis, Fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate. Iată că am două fete care nu știu de bărbat, am să vi le aduc afară și le veți face ce vă va plăcea. Numai nu faceți nimic acestor oameni, fiindcă au venit sub umbra acoperișului casei mele. Ei au strigat, pleacă! Și au zis. Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ți facem mai rău decât lor. Și împingând pe lot cu sila sau au să spargă ușa, dar băbații aceia au întins mâna, au tras pe lot înăuntru la ei în casă și au încuiat ușa. Iar pe oamenii care erau la ușa casei i-au lovit cu orbire de la cel mai mic până la cel mai mare, așa că degeaba se trudeau să găsească ușa. Bărbații aceea au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Giner, fi și fiice, tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea lui Ahua împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Iahua, ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Iahua are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de lot zicând, Scoală-te! Ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici ca să nu pierzi și tu nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot bovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevasta sa și pe cele două fete ale lui, că Ceahua voia să-l cruțe. L-au scos afară și l-au lăsat afară din cetate. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis, scapă viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Lot le-a zis, o, nu, Iahua, iată că a încăpătat trecere înaintea ta și ai arătat mare îndurare față de mine, păstrându în -mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, oh, de-aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viață. Și el i-a zis, iată că-ți fac și hatărul acesta, nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fugi neacă căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetății aceleia numele țoar răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în țoar. Atunci Iahua a făcut să plouă peste Sedom și peste Amora, pucioasă și foc de la Iahua din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toate câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Nevasta lui Lot S-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Abraham s-a sculat a doua zi de dimineață și s-a dus la locul unde stătuse înaintea lui Iahua și a îndreptat privirile spre Sedom și Amora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum ca fumul unui cuptor. Când a nimicit Iahua cetățile câmpiei și a dus aminte de Abraham și a scăpat pe lot din mijlocul prăpădului prin care a surprat din temelie cetățile unde și-așezase lot locuința. Lot a ieșit din țoar și a rămas pe munte cu cele două fete ale lui, căci s-a temut să rămână în țoar. A locuit într-o peșteră cu ce do cele două fete ale lui. Cea mai mare a zis celei mai tinere, Tatăl nostru este bătrân și nu mai este niciun bărbat în ținutul acesta ca să intre la noi după obiceiul tuturor țărilor. Vino, să punem pe tatăl nostru să bea vin și să ne culcăm cu el, ca să ne păstrăm sămânța prin tatăl nostru. Au făcut dar pe tatăl lor de a bă vin în noaptea aceea și cea mai mare s-a dus și s-a culcat cu tatăl ei. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. A doua zi, cea mai mare, a zis celei mai tinere, iată, eu m-am culcat în noaptea trecută cu tatăl meu. Haidem să-i dăm să bea vin și noaptea aceasta și du-te de -te, te culcă și tu cu el ca să ne păstrăm sămânța prin tatăl nostru. Au dat tatălui lor de a băut vin și în noaptea aceea. Apoi, cea mai tânără s-a dus și s-a culcat cu el. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. Cele două fete ale lui Lot au rămas astfel însărcinate de la tatăl lor. Cea mai mare a născut un fiu, căruia i-a pus numele Moab. El este tatăl moabiților din ziua de azi. Cea mai tânără a născut și ea un fiu, căruia i-a pus numele Ben Ami. El este tatăl amoniților din ziua de astăzi.